La cea de-a 50-a aniversare a Convențiilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, avem un prilej minunat să ne uităm în trecut la experiențele pe care le-am avut la convențiile la care am participat. Prima mea experiență cu Convenția Română din America a fost în anul 1985, când la Chicago, la Biserica Pentecostală din sudul orașului, păstorită de fratele Sima Onciu și Gabriel Someșan, am participat la prima convenție. Aici am întâlnit frați care veneau din Detroit, din alte orașe ale Americii, din Canada, comunitatea românească fiind la început, erau puțini dintre cei care participau la această convenție. Ne-am dat seama că, în ciuda temei care era despre unitatea și dragostea frățească, lucrul acesta nu era reflectat și la întâlnirile păstorilor, unde aveau loc destul de multe tensiuni în lupta pentru putere, pentru că convenția era organizată după modul de organizare și funcționare a cultului pentecostal din România, cu secretar, casier, președinte și mai ales funcția de președinte era extrem de râfnită. În același timp, o conducere centralizată, ne-am dat seama, crea tensiuni prin faptul că se amesteca în problemele bisericilor locale, chiar făcând ordinări de lucrători fără acordul bisericilor locale. Am luat noi Biserica Philadelphia din Chicago, pastorul ei, Galish, George Galish, am luat cea de-a 16-a convenție în anul care a urmat, în 1986. Primul lucru pe care l-am decis atunci, împreună cu conducerea bisericii și cu frații păstori care participau la convenție, a fost desființarea conducerii convenției. Am aprecieri deosebite pentru păstorii de atunci care au ascultat și au acceptat viziunea pe care am avut-o și au votat desființarea conducerii centralizate a convențiilor pentecostale române. Urma din momentul acela ca toate convențiile să fie conduse de biserica organizatoare, care deținea și, să spunem așa, funcțiile de conducere ale convenției pentru anul respectiv. Lucrul acesta s-a dovedit de bun augur de-a lungul anilor, pentru că a încetat lupta pentru funcții, pentru funcțiile de conducere și convenția a devenit un eveniment de părtășie frățească și de învățătură mai degrabă decât de a acapara funcții de conducere. Tot în 86, Convenția de la Chicago a introdus o altă schimbare majoră. Pentru prima dată, Convenția a ieșit afară din incinta bisericii locale. Am închiriat sala de auditoriu a unui liceu din oraș, liceul Lakeview, unde s-au desfășurat lucrările convenției. Exemplul de la Chicago a fost urmat apoi de celelalte convenții care au urmat, care au închiriat, la fel, auditorii de licee sau, uneori, tabere ale organizațiilor Church of God sau Assemblies of God. Tot la Chicago, în 86, s-a introdus ideea de a avea o temă fiecare dintre aceste convenții și tema pe care am avut-o s-a tipărit, s-a regăsit într-un buletin, într-un program pe care l-am distribuit tuturora. Următoarea convenție pe care Biserica Philadelphia din Chicago a organizat-o a fost în 1993, când am făcut un pas în față și Biserica a închiriat pentru prima dată un centru de conferințe. Centru de conferințe McCormick din Chicago, pe malul lacului Michigan, avea un teatru de aproximativ 4.000 de locuri pe care l-am închiriat pentru desfășurarea convenției. Cheltuielile cu prilejul acestui eveniment erau deosebit de mari și am fost nevoiți să introducem o taxă de participare a fiecărui individ la această convenție.
reacția a fost neașteptată, foarte mulți ne-au acuzat că îi jefuim pe frați pentru că se cereau $10 pentru a participa la serviciile convenției, care erau pe vremea aceea doar sâmbătă și duminică. În ciuda acestei opoziții, în ciuda, mă rog, a propagandei care s-a făcut împotriva noastră, a fost una dintre cele mai frumoase convenții care a stabilit tonul pentru anii care au urmat de atunci, convențiile organizându-se în săli de teatre sau în săli de centre de conferințe până în zilele noastre. Tot atunci, tema convenției, mi-aduc aminte, a fost lăudați pe Domnul, s-a introdus pentru prima dată timpul de laudă și închinare și ne aducem aminte cu mare plăcere de închinarea autentică pe care o sală întreagă a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Pentru prima dată corul reunit al tuturor bisericilor din oraș a fost îmbrăcat în robe de cor, dând mai mult prestigiu și importanță evenimentului care a avut loc. Ultima convenție pe care am organizat-o la Chicago a fost în 1998, organizată de data asta la Teatrul Rosemont, în apropierea aeroportului de la Chicago. Ca noutăți la această conferință, am introdus pentru prima dată prezentările video. Cântările au fost proiectate video, în reportaje, mă rog, video care să prezinte tema convenției și aceasta a fost introdus pentru prima dată la Chicago în 98. Tot la această convenție, ca o noutate, s-a scos masa care se vedea până atunci tuturor participanților. Una dintre poverile uriașe ale convențiilor devenea masa care se servea pentru toți participanții. Era imposibil acum la 3-4 mii de oameni care veneau la o convenție să mai servești masă. Și apoi o altă problemă era găzduirea oaspeților. Până atunci fiecare familie din orașul care organiza convenția trebuia să primească musafiri și să se ocupe de ei. În programul convenției s-au introdus listele tuturor hotelurilor și a restaurantelor din zonă. Astfel, evenimentul s-a despovărat de această greutate și povară financiară de a da masă tuturor și a organiza cazarea pentru toată lumea. În același timp, însă, am păstrat și văd că s-a păstrat până astăzi obiceiul să fie o masă festivă pentru păstori și pentru soțiile lor în fiecare dintre aceste convenții. Mulțumesc Domnului pentru harul care mi l-a dat să organizez 3 din aceste evenimente și mai ales pentru harul care mi l-a dat să introducem aceste schimbări care s-au dovedit pe parcursul timpului că au fost benefice, convenția crescând prin participare, crescând prin calitatea prezentărilor la aceste întruniri. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru frații care au dovedit maturitate spirituală și au înțeles viziunea noastră pentru Convenția Pentecostală Română. Cu siguranță, în viitor va fi nevoie de alte schimbări creative, ținând cont de această adaptare la cultura americană și la schimbările care au loc în comunitatea româno-americană din Statele Unite și Canada. Mă rog lui Dumnezeu să dea lumină și înțelepciune fraților ca aceste schimbări să fie tot la fel benefice pentru creșterea și păstrarea acestui eveniment, care este de o importanță extraordinară pentru părtășia noastră pentecostală română de pe continentul american.